ar fi dacă mandatul primarului ar fi de doar 2 ani de zile? Mai bine, cred că. Cred că mai bine. Într-un fel bine, într-un fel rău. În sensul că ar fi prea puțin timpul ca să reușească să facă ceva. Asta ar fi partea mai puțin bună. Iar... Na, nu știu ce să zic. Nu știu. Cred că ar fi foarte bine. M-ar apuca să se îmbogățească și cred că ar fi bine. Părerea mea e că tot atâta ani, ori 2 ani de zile, ori pe veci. Noi tot acolo suntem. Păi n-ar fi bine, că ar costa prea mult. Costă prea mult, alegerile costă. Și fără rost, că am avut acum un primar ales cu... Și cu cât a fost ales primarul actual, din electoratul sălăjan, cât la sută l-a votat? Și a ieșit din prima. Și cât la sută? Vă spun eu, 11 și ceva, da? Și atunci de ce să dă cheltuim? Da, nu știu. Nu știu cum, ce să spun. Poate că ar fi mai bine, dar... Poate ar face mai mult 2 ani de zile decât ar face 4 sau 5 ani de zile. Deci, după mine, ar fi o variantă bună. Mie mi-e tot una, dacă e pe 4, dacă e pe 10, că nimic nu merge bine. 2 ani de zile? Probabil că ar fi mai multe schimbări, mă gândesc, în oraș. Ar fi mișcat de unele probleme care se întâmplă în oraș și probabil că ar acționa mai mult. N-ar fi bine. Că nu poate să facă în 2 ani de zile să facă ceva. Acceptabil, poate ar mai schimba. Ar mai schimba ceva, știu eu. Nu, cred că e bine 4 ani. E bă timp să facă ceva. Ar fi. E o perioadă prea scurtă de timp pentru a face ceva. Deci oricum, așa e cum este, este bine 4 ani. Ar fi prea, o perioadă prea scurtă, mă gândesc. Nu știu dacă ar fi bine. Cred că este mai bine așa, la 4 ani. Pentru că apucă să și realizeze ceva din ce își propune. Păi cum să fie, ar fi prea puțin. Și s-ar cheltui în plus hârtiile pentru, asta, pentru votare. Și banii aia s-ar folosi în alte scopuri, așa zic. Pentru unii bine, pentru alții rău. Nu? Ce se pare? Deci pentru primar ar fi rău, dar poate pentru alții ar fi bine. Dar totuși e prea scurt. N-apucă să facă ceva. Oricine ar fi, deci indiferent. N-apucă nici să se ascută creoanele, vorba cuiva. Și deja trebuie să plece.